trecerea dintre ani i-a găsit pe năvodăreni în centrul orașului. Oamenii au pășit în noul an cu speranța că va fi mai bun, mai îmbelșugat și mai prosper decât cel care tocmai s-a încheiat. Un an mult mai bun, cu pace, cu liniște. Ce v-ați propus pentru anul ăsta? Ca toată lumea, ceva mult mai frumos și mai bine, normal. Gânduri bune și frumoase și împliniri, fericire și armonie. Și multe note bune la școală. Da. Alături de familie, împreună cu nepoții, un an nou mai bun. De ce ați ales să ieșiți afară? Deoarece așa e frumos, așa e tradițional și fiind liber acasă cu familia. Un an nou mai bun. Fericit, sănătate în primul rând și în rest toate bune. La miezul nopții, un impresionant foc de artificii anunța primele secunde din noul an. Ca în fiecare an, cei de la administrația locală au sărbătorit alături de locuitorii orașului Năvodari. Ce le urați năvodărilor în 2017? Vreau să aibă un an cu mult mai bun decât cel care a trecut. Vreau să aibă sănătate, spor, să aibă mult noroc și să încerce să fie mai buni, mai toleranți, pentru că avem nevoie de așa ceva. La mulți ani pentru toți năvodărenii, la mulți ani pentru toată România. Să dea Dumnezeu un an mult mai bun. Superstițioșii au ținut să-i prindă anul nou cu bani în buzunare pentru belșug. O să spargeți paharele? Așa dorim. De ce? Din superstiție. Ce spune superstiția? Ce spune? Dacă se sparge, se face țândăr, norocul e la noi. Ce alte superstiții mai aveți? Să am bani în buzunar. Dacă am tot anul. Mulți dintre tinerii năvodăreni au ales să rămână acasă anul acesta și au ieșit în parcul din centrul orașului pentru a se bucura de artificii. Bravo!